Tică cu el. Tântălău ești tu. Tică cu el, uite. Ioi, ce iubește, mă, ce tort i-o făcut. Ni-ni-ni. Las că facem amândoi, cos. Cum vrei să se implice în totalitate? 100 de bucăți, fraților? 100 de bucăți luate, 100 de bucăți executate de către cine altceva? Liana, profesora în florării. Ce mama? E, mamă. Să nu aduc și pe Tokyo să ciugulească. Nu, pac, pac, că pac, nu-i pac, plac pac, florile, așa urlă când vede florile. Nu-i plac florile? Nu. Ați mai văzut papagal care, căruia să nu-i placă florile? Serios. N-am știut atunci când a fost să zice urlă așa. Și de la flori? Da, nu știu. Cine, cum am adus aici flori și am văzut că așa urlă de... Ca nebun face. Ăla-i papagal. Ai, ce-i mărg mâinile, mă. Să vezi că ai făcut de la de cucuruz, cum sună și de... De-ai, nu mai știu cum sună. De-aia chiar că am făcut când era mic. A, n-o vezi? Mă enerva că ce greu era. Au, orangutanu. Eu. Da, fraților, aici avem 100 de trandafiri olandezi, 50 cu 50, sau nu mai știu cum o pus. Unul, din păcate, a decedat. Capul i s-a plecat. Dar de ce nu aducem pe Tokyo să umble și el pe aici? Nu, că urlă, mama. E, urlă. Fetelor, ce-ați vrea? Un buchet de flori sau o oală? De tocat. Hai, cu miroase. Mirău. Sunt prea sensibil acum pentru mirosuri din astea. Dar ce-i tocat aia? Coadă de vită și ce ai pus? De să simți o aromă așa portocală, către portocală sau către ceva. Ana, sunt stelat. Da, ce? Răcoritor citric. Asta și-a intrat în filmele alea de florăreasă extravagantă. Nuzret al florilor. Ăla aruncă sare, tu arunci spini. Ni, ni, ni. Ea nu mă întreabă, dar Lobo, cum ai vrea? Ea începe și face. Da, aranjează. Combinat, nu așa e? Combinat. Aranjează. Mor de Tokyo când îl au cum face. Dar vă dați seama, Simon, îi place să-l audă la Simon. Floricele, floricele. Bă, e de ajuns să merge și cu o floră. Și cu o floră e de ajuns. Când i-am zis la florăreasă, la doamna de la, de unde am luat 100 de trandafiri, o zic, dar ce ai făcut așa gravă? Îți dai seama, de Valentine's, o zic, ce ai făcut? Dacă vedem într-o zi normală, nu? 100 de trandafiri, dar ce ai făcut? Că nu-i nicio sărbătoare. De Valentine's. E grav? I-am zis, e grav. Bine. Dacă e grav, ți dau pe aia mai scumpi. Însă, e grav, dar nu sunt prost. E grav, dar nu sunt prost să profiți de starea mea de alertă, imaginară, să-mi bași pe gât ce e mai scump. Dă-mi, te rog frumos, trandafir olandez. Din aia las, cum să numesc ceilalți? Nu știu. Nu mai știu ce soi, eu stă ceva țară. Nu mai știu, nu vreau să mint. Și m-am oprit și la Philadelphia, așa se numește, să vezi dacă am pierdut. Așa, uite aici. Și uite. Liana, e bună asta portocalie? Dacă eu am vestă portocalie, am zis să sorteze cu vesta. Dar eu ăștia portocalie am văzut, Iliana. Portocalius. În cameră. Dar în realitate nu-s portocalie, da? Nu, dar așa cumva, bate-ți pe portocalie. Uite, în cameră se vede mai portocalie. Uite, uite cum se vede în cameră, Iliana. Da. Ce dacă nici nu era focalizat? Uite-te. Da, am văzut. Nu mai pot eu opri acum pe Iliana nimeni în lume. Nici nu te mai poți înțelege cu ea.
Mi sete. Lasă-mă, lobul, în pace. Păi tu nu găsesc apa la voi în casă. Mi sete. Este în frigider apa. Mă doare gâtul, mi sete. N-ai apă care nu e la frigider. Nu. Ți-ai dat seama că ești sotul la surveliența? Ați văzut, mă? Poți să mor de sete și de foame. Când își face pasiunea, asta nu mai aude și nu mai vede. Nimic. Este acolo, voi ia și bea. Unde? Hai, de capul meu. Ați văzut? Ți-am zis, Liana, hai, fă tu buchetul de mireasă. Când a fost cununia. N-ai vrut să-l faci. Tu l-ai făcut? E, mamă. Punctul de maximă tensiune. E, mamă. Stai, mă. Stați că din sete mi s-a făcut foame, mă. Liana, poți să gust prăjitura asta? Tu nu zici nimic că ai prăjitură, ai tort în frigider. Alexandra zice să mă duc să iau prăjituri, să facă... Deci fiți atent, stai Alexandra și zice, mi-a zis să mă duc să iau zmeură, lămâie, cremare și foietaș. Că vrea să facă prăjitură cu zmeură. I-am zis, nu prea așa, nu, las de Pașcă, nu mai facem. Și Liana stă cu prăjitura de zmeură în frigider, dar nu a zis, bă, lău, las că vă tai, eu un sfert. Eu nu am zis că am gândit, că m-am gândit de Pașcă. Nu, vă dați seama? Păi dacă mi-i poftă acum în ea. Am și uitat de sete când am văzut tortul. Să descurc Liana să vor. Și cu mâinile și cu picioarele, fraților. Dar de ce legea asta așa mică? Liana. La asta îi plac spinii. Mă bine. Băi, ce bagă pâța să moare dacă nu? Ia uitați-o. Ce faci, mule? L-ai scăpat jos. Bă, tu stai să filmezi? Ha. Te ajut, Liana? Da, hai. Da, ca să vedeți cum e, mă. Am coborât acum că m-a sunat să-mi mut mașina. Am parcat-o în fața unui garaj. Și în fugă cu mergea, m-am întâlnit cu un prieten din scara cealaltă care lucrează la securitate și are o alertă, panică. Și era cu gunoiul. Și eu vreau să fugă să lase sau să-l bage în mașină sau să știu eu ce vreau să facă, să gândea cum să facă să în timp ce fugea, că era pe grabă. Și așa ne-am intersectat, de-am zis, dă că-ți duc eu gunoi, du-te rapid de acolo dacă ai treabă. Ca să vedeți că tot se întâmplă cu eu, jur, eu cred că de-aia m-a sunat acum, la nici 5 minute de când am fost să mi-o mai mut o dată, de când am urcat la Liana. Am parcat-o la garaj, după 5 minute iară m-a sunat. Să-mi o trag, o să vedeți, dacă nu, o să-l întreb și o să vedeți că am avut dreptate. O să-l întreb, a fost o chestiune rapidă, urgentă, de câteva minute. Și să vedeți cum o să zică da. Ca să vedeți că orice lucru să leagă de altele. Ce frică e. Nu-i de oboseală suflu? Suflul ăsta nu-i de oboseală, fraților, ăsta e suflu de Dudu. Și eu respir pe gură și-i frig de numai. Hai, că deja prinde contur. Da, pune-i tăță, aia e și pac. Mă dă tată, tică zău. Ultimele retușuri, fraților. Ce regulă? Ce tărțuri ca un animal? Unde ți-l deși tu să nu-ți spui? L-am scos. Zâi. De ce tărți scrâși? Nici n-ai tresărit tu, Liana, tu îți dai seama ce... Dacă ai zis că l-ai scos, eu m-am dat. Fai de capul meu. Nici măcar să nu tresar când am făcut tau. Asta e?
Trebuie. Vezi că le-a tată tu pe papagal. Ce să-i fac dacă e? Ia. Să-i acolo. Gata? Au? Au? Nu, fost așa mi-a pui și când ajungi acolo. Da. Unul așa și unul așa, știi? Aici, pe ăsta. Nu bine. Vezi? Da, am înțeles. Și no. Le disfaci, știi? Evantai. Evantai. De, îi pun acum să îmbogățesc românii până mă duc de acasă. Da. Tică cu el. Tantalau ești tu. Tică cu el. Ioi, ioi, ce iubește, mă, ce tort i-o făcut. Ni-ni-ni. Simfonie. Când el cânt tucan. Simon când vede tortul, tucan când vede florile. Mă duc la tucan. Nii, n-are voie cremăliada. Cum nu are? Lasă-l de pașcă, n-are voie. Nu? Mă duc la pânță. Să vezi ce răpăiaște pânța. Dar nu, Liana, nu. Dar pe n-are cine. Nu, că nu mâncăm atât, că eu nu mănânc, nu ăsta, mai încolo. Ora 11. Atâta. Hai. Cremos înăuntru. Hă? Nu. Wow. Așa îmi place. Păi prea mare farfurie îmi pui. No, fraților, acum am ajuns în garaj și în momentul adevărului trebuie să plantăm banii într-un fundă și să mergem să dăm cadou. Liana a avut ideea strălucită să-i pun banii aici și să-i fac așa. Numai sper să nu-i pierd până sus. Și dacă, doamne feri, pică, sper să nu pice între lift. Stați așa, revin ca să fac lumea. Jur, copicat, câteva bagnote între. Dacă cumva vreți și n-aveți bani, hai dați și intrați sub lift. Ce hai faci, mami? No. El! Nu pot! El, tu, nu iubirea pot, mea! Nu pot, că mă încor la burtă, nu pot, că e prea greu. E la bani. Deci după toată suferința și agonia și înțepătura și tot ce am trecut, eu împreună cu familia mea, răspunsul Alexandrei, cam ofilit. Na. Zi. Da, un film de mai pot să zic. El în brațe. Îmbrățișează. Uite ce o iubește tata. Ai, Toana. Cât mai pers. Dragobeta mea. Dragobeta. Cum să nu fie dragobete? Valentine, dragobete, mai târziu. Mai vezi tu, dragobete? Asta a fost și de Valentine, și de Paș, și de dragobete. Grumești. Vă las, frate, uitați, mâncare cu insecte. Bă, dar noi avem stomac de insecte, mă. Să putem mânca insecte. Noi suntem Bear Grylls. Ferească sunt. Da, într-adevăr, mimoza aia pe care o făcut-o. Doamne feri. Fraților, nu știu, clip. Ba, astăzi o să pun clipul. Vă urez. Eu împreună cu soția și toți cei care ne înconjoară. Un Valentine pentru că dragobetele, nu e acum dragobetele mami, nu de 14 dragobete, 18. 18 dragobete. Păi și noi de ce sărbătorim Valentine și nu sărbătorim dragobete dacă suntem români? Uite și aici, eu până acum am crezut că deodată se sărbătoresc. Numai că la noi se numește dragobete și la America Valentine. Dar de ce nu sărbătorim? 24 februarie. Și mai avem și timp, răgaz. Nu știu. No, în fine, stai așa să dau că să aud sonorizările, nu mai contează. Eu împreună cu soția mea, fraților, vă urăm un Valentine plin de iubire călduros. Dacă
sunteți nervoși unul pe altul, batiți-vă, dar după aceea iubiți-vă, fraților. Iubiți-vă. Că e frumoasă iubirea, e frumoasă dragostea, mai ales când e împărtășită cu o persoană care e la sentimentul tău, care e exact acolo cum ești tu, acolo și ea. Sau el. E bine dacă sunteți bulani sau... V-am bubat!